Bună, numele meu este Iacob Alexandru, bine v-am regăsit la un nou episod Șef Acasă. Astăzi voi pregăti o cremă de mămăligă cu ciuperci sotei, cimbru proaspăt și lămâie. Lămâie, ciuperci și cimbru egal love. Pentru acest preparat avem nevoie de ciuperci proaspete, eu folosesc niște ciuperci mici pentru că sunt un pic mai delicioase decât cele mari, parmezan, cimbru proaspăt, lămâie, usturoi, mascarpone, făină de porumb, unt, sare și piper și ulei de măsline. Această rețetă o voi pregăti pentru două persoane, așa că o să punem apa la fiert, aproximativ 400 de mililitri. Punem sare în apă. Nu foarte multă, pentru că și parmezanul este puțin sărat, iar în timp ce apa fierbe, vom da pe răzătoare parmezanul. Iar acum o să turnăm în ploaie făina de porumb și amestecăm cu untel. Reducem focul și mai lăsăm să fiarbă cam 5-10 minute până când avem o mămăligă foarte bine fiartă. În timp ce mămăliga stă pe foc, ne vom apuca de ciuperci. Puțin ulei de măsline. Lăsăm să se încingă bine. Vom toca puțin cimbru proaspăt. Zdrobim 2 căței de usturoi. Și tăiem jumătate de lămâie. În tigaie încinsă punem căței de usturoi, ciupercile, puțină sare, puțin piper, și sotăm ciupercile până când se rumenesc foarte, foarte frumos. Între timp, mămăliga a fiert foarte bine, acum vom adăuga mascarpone. Parmezanul ras. Puțin unt. Și zeama de la jumătate de lămâie. Crema de mămăligă este aproape gata. La fel și ciupercile. S-au rumenit uniform, iar acum punem cimbru pe care l-am tăiat proaspăt în cubuleți de unt. Lăsăm untul să se topească, iar la sfârșit vom stropi cu puțină zeamă de lămâie. Miroase minunat! Combinația pentru niște ciuperci răușite este cimbru, usturoi, zeamă de lămâie și puțin unt. Vom scoate usturoiul zdrobit și mai lăsăm un minut până când în tigaie vom obține un sos foarte bine legat. Ciupercile sunt gata, în tigaie s-a format un sos de lămâie. La fel și crema de mămăligă este gata și acum o să montăm o farfurie perfectă. Punem un pat de cremă de mămăligă. Este o mămăligă foarte, foarte gustoasă, deoarece are parmezan, mascarpone, zeama de lămâie în combinație cu parmezanul și mascarpone este ca un deliciu gastronomic. Putem decora cu câteva frunzulițe de pătrunjel proaspăt sau chiar cimbru, dacă aveți. Acesta este preparatul pe care l-am gătit astăzi.
un preparat cu o tentă ușor românească, deoarece are făina de porumb. Am adăugat mascarpone, parmezan și zeama de lămâie. Este un preparat pe care îl puteți servi la cină sau la prânz, alături de persoana iubită sau de toți prietenii pe care îi aveți.